vă îmbrățișează cu plăcere. Multă lume ar fi vrut să-l fi și eu, de caz că cunosc mult din el. Da, cred. Multe acum să le invităm, tati, pe doamnele care trebuiau să ne interpreteze două romanțe. Am uitat să spunem ceva despre copilul acela minunat, da, de la Botoșani. Ia vino în față. Hai, face, să ne spui o poezie frumoasă. Cel care a câștigat, cei români au talent, nu? Da, da, da. Da, da. Extraordinar. Da, care poezie? Trebuie personalitatea aici. Biblioteca Metropolitană Mihail Sadoveanu din București, alături de maestrul Eugen Doga, pe care îl admir foarte mult. Bravo! Bravo! Pentru că îl îndrăgesc foarte mult pe Grigore Vieru și maestrul Eugen Doga vine din Basarabia, țara unde a trăit el. Aș vrea să vă spun o poezie scrisă de Grigore Vieru, care se numește Tot în limba ta. În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ, ci doar în limba ta durerea pot să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Iar când nu poți nici râde și nici plânge, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Doamna Lili Bobu de la Botoșan că va veni, m-a tot căutat la telefon, nu știam de ce, a venit cu părinții, normal, că încă e în clasa a doua, da, nu? Clasa a doua. A doua. Ce băiat minunat. Iată, dacă am avea numai elevi ca el, alta ar fi România în viitor, dar din păcate sunt foarte puțini. Ce spuneți, maestre? Și acum... Păi nu uită-te la lume, nu la noi sau la maestru Doga, dacă vrei să-i spui ceva dânsului. Și acum eu m-am mutat în București, așa că... Bravo! Bravo! Te putem chema în spectacole, nu? Te așteptăm și la bibliotecă, mai ce s-a dus. Te așteptăm cu drag. Și la care școală să ne duci la București aseară? În ce sector? Sper că nu la Titulescu. Nu. Deja sunt la o școală în București. La care? Dar ce sector? Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nu mai știe el. E în București. Tati, unde ești? Sectorul 1, școala Eugenia de Dumnezeu. Bravo! 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 La școala 11. Bravo! Bravo! Care se va chema mai târziu Eugen Doga. Doamne ajută! Doamne ajută! Da, e, zic și așa, da? Așa este peste 50 de ani, că e tânără. Sectorul 1, da. Bine, drag, dar nu te-ai prezentat, mă cheamă așa... Da, mă cheamă Radiș Preza Caliu, am 8 ani. Mulți înainte, bravo! Și ești foarte inteligent. Și sunt cineva, da. Vă mulțumesc foarte mult! Și de acum, un spectacol. Omul nu poate doar să trăiască. Trebuie să dea celorlalți ceea ce face și ce poate. Bravo! Bravo! Nu o să uităm nici noi ziua asta și să nu uiți nici tu.